Suntem cu voi, iubitele mele, Carmen Hara, sunt cu Oxana, prietena mea foarte bună și, precum știți, noi lucrăm împreună, așa că vrem să vă atragem atenția după ce am discutat de atâtea ori despre implicarea noastră în firma farmacii și vreau să vă atragem atenția la ce se mai întâmplă. Știu că mulți din voi v-ați înscris și vreau să vă continuați să vă înscrieți pentru că este o sursă extraordinară de a face un business. Să aveți business-ul vostru care se poate face foarte ușor de acasă, de la voi, nu trebuie să faceți prea multe eforturi. Este un business care o să vă dea enorm de multă satisfacție. Hai, Anca, te pup! Iubitele mele, știu că multe dintre voi v-ați înscris deja, dar o să îi dau oportunitatea lui Oxana să vă explice de ce luna asta este luna în care este bine să ne înscriem, este luna în care este bine să ne gândim serios să facem un business cu această firmă. Deci iată, eu am intrat pentru că vreau să vă ajut, să vă mobilizez, să vă determin să faceți ceva foarte bun pentru voi, în special toate prietenele mele de pe Facebook care nu aveți un business solid, care vă plângeți că aveți unele probleme materiale, lumea asta în care trecem, care toată lumea are mai mult sau mai puțin probleme materiale. Te pun Maria Ardelan, te pun Elena Riza, vă spun prietenele mele, deci bine ați venit la acest live și hai să discutăm puțin în detaliu ce se întâmplă cu acest business și de ce luna asta este o lună benefică ca voi să intrați. Este foarte ușor să intrați. Oxana o să vă explice cum facem, cum începem toată chestia asta, cât de departe putem să ajungem, care sunt primele satisfacții pe care le avem. Totul depinde să fii mobilizat, să vrei să ai spiritul ăsta de antreprenor, să vrei să construiești ceva care orice femeie iubește, când e vorba de înfrumusețare, când e vorba de a avea, cum să spun, grijă de tine și indirect și de cei din jur, pentru că se pot cumpăra tot felul de produse, de la produse de machiaj, la parfumuri, la produse de casă. Firma asta ne oferă o variantă, o varietate extraordinară. Dar Oxana, te rog eu să explici la toate prietenele mele. Hai Elena, hai Daniela, hai Cecilia, hai Adela Lupescu, Ioana Radu, cum să vă înscrieți la conferințe ușor, ca să vă răspund înainte de a da cuvântul Oxana. La conferință, și am să fac o mică paranteză, o să învățați niște lucruri absolut extraordinare. Am să vă învăț cele patru pinnacle. În viața umană sunt patru etape. Patru etape majore. Una de la, de când ne naștem până la 30 de ani, una de la 30 la 40, una de la 4 la 49 și ultima etapă a vieții, care e a patrulea pinnacle. Am să vă arăt cum să le calculați, ce simbolizează pentru voi, să aflați unde sunteți în viața voastră și ce aveți de așteptat în funcție de pinnacle-ul pe care trăiți. Asta este un aspect al conferinței. Alt aspect, am să vă vorbesc despre sistemele de apărare ale organismului. Că fiecare din noi știm că sistemul imunitar, dacă funcționează, ne apărăm de cancer, ne apărăm de infecții, de tot felul de probleme care poate să apară. Dar iată că nu e numai sistemul imunitar. Este DNA-ul, este de androgenic sau câteva lucruri care nu le știți, o să le aflați la conferință. Extraordinar de fascinant cum să vă protejați sănătatea înainte să vă îmbolnăviți și să știți care sunt cele patru mecanisme de a vă proteja. Unele care mai mult ca sigur nici n-ați auzit de ele. O să vorbim despre lucrurile astea și sunt factori foarte utili la conferință pentru sănătatea voastră. La conferință vă înscrieți la Emanuel 0721-250-504. Deci așa vă înscrieți la conferință, eu vă aștept, știți, totdeauna avem sute de oameni, dar hai să revenim la ce vreau eu să vă ajut din tot sufletul în ziua de azi și beneficiez de amabilitatea lui Oxana, care este make-up artist, cu asta se ocupă să vă înfrumusețeze pe voi. Hai Victoria, hai Stella, hai Ionica, hai Marcela, toate prietenele mele de pe Facebook, vă iubesc, haideți cu mine în grupa asta și nu o să regretați. Eu vă promit împreună cu Oxana că noi vă ajutăm să faceți ceva extraordinar.
Totul este să porniți de undeva, să vă înscrieți și să vă ambiționați și să credeți și să contribuiți și să participați și o să vedeți rezultate extraordinare, rezultate care poate să ducă și la excursii în America, bani care o să vă vină tot timpul. Nu este o fantezie, este o realitate. Oxana și ea lucrează de o vreme și uite, a ajuns într-o poziție de putere în firma asta. Eu abia am început nu de multă vreme și vreau să vă interesez să intrați în echipa mea, ca în felul ăsta să vă putem ajuta. Oxana, atât am vorbit, iartă-mă. Nu e nicio problemă, a fost o plăcere să te ascult. Dau cuvântul să le explici la toate aceste fete minunate care sunt prietenele mele pe Facebook, pe care le iubesc, să știe cum se procedează, de ce luna asta e deosebită și care sunt beneficiile. Carmen, îți mulțumesc pentru invitația de a face parte din live-ul tău și a ajuta comunitatea de femei care te urmăresc să își înceapă o propria afacere bazată pe faptul că oricare femeie consumă produse de machiaj, de îngrijire personală, de detergenți pentru casă, tot ce ține de înfrumusețare și grijă de noi, ne poate aduce de data asta nu doar cheltuială, dând banii la supermarket, ci și câștig financiar. Pharmacy este o firmă care are peste 70 de ani, deci nu este de azi pe mâine, este un brand cu istoric și este deja la nivel internațional, în foarte multe țări, prezentă cu produsele sale. Este o victorie în America și este o victorie în România și, așa cum ai spus și tu, este o oportunitate pentru orice femeie care își dorește o sursă de venit adițional, o sursă de vacanțe, călătorii, chiar în data de 19, de aici, de unde sunt eu, din Suceava, o să plec în Turcia, în Antalya. Este conferința internațional globală, Pharmacy, este un concurs pe care l-am câștigat împreună cu mai multe fete din echipa mea și suntem acolo prezenți pe un stadion, va fi o gală internațională cu peste 15.000 de oameni din întreaga lume venind să sărbătorim brandul care le oferă libertate, le oferă posibilitatea de a câștiga bani financiari. Haideți să vă explic cum anume se întâmplă aceste lucruri și de ce luna septembrie este specială. În primul rând, se bazează pe faptul că folosești niște produse de make-up, skincare la un preț foarte accesibil și raport calitate excepționale. Dacă vedeți, eu sunt machiată foarte natural, în același timp un machiaj care mi-a rezistat toată ziua, cu un BB cream de la Pharmacy, cu un rimel, cu o paletă de farduri și contouring peach, care o ador. Poate o am folosit. Eu, vai cât o iubesc, dacă vedeți, tot ce-i machiaj la mine este de la această firmă. De fapt, te întrerup, că vreau să le spun la fetele mele, că eu, onest vă spun, pot să-mi permit să cumpăr orice brand. Și că cumpăram cele mai scumpe firme, totdeauna că am zis, ok, dacă sunt scumpe, sunt cele mai bune, dar uite că până într-o zi, când cineva mi-a trimis, cred că prietena mea, Adriana Băgmuțeanu, mi-a trimis un set de produse și, da, mai mult în glumă, mai mult în serios, am încercat un creion din ăsta. Măi, eu am fost atât de uluită, pentru că creionul ăsta costă o nimica toată. Dar eu îl cumpăr de la Yves Saint Laurent, de 20 de ani, cu 30 ceva de dolari. Diferența este uluitoare, știți care e diferența? Asta e mai bun decât ăla de la Yves Saint Laurent. Este mai bun. Deci rezistă mai bine, culoarea este mai profundă și am fost șocată. Până am început să-mi iau din produsele astea 10 de rimeluri, de creioane de toate felurile, parfumuri extraordinar de bune. Deci, care sunt la un preț derizoriu față de ce se găsește. Nu se pot să vă spun câte creme. Creme de față, creme de seară, creme... Uite, arată-le, Carmen, care e preferata ta? Steve întregi. Deci este o cremă care este de noapte, care o iubesc. Deci, eu îmi luam de la Mer cu 3-400, unele 600 de dolari o cremă. Ei, dragii mei, cremele astea sunt nimica toată, au aceeași eficiență, sunt la fel de bune și precum vedeți am de toate felurile. Am de față, de zi, de seară, balsamuri pentru corp. Deci eu am aici colecție pentru că am fost de-a dreptul entuziasmată. Ce să vă mai spun de rujuri? Deci mă vedeți rujată. Genială! Nu mă văd bine în computer, dar
vreau să vă spun că sunt absolut splendide. Rezistă, au culori minunate și în primul rând prețul, că fiecare om la un moment dat se gândește și la preț. Am paletele astea pentru ochi. Precum vedeți, sunt atât de folosite. Am 10 din ele care le folosesc non-stop. Că pot să-mi iau și de la Anastasia Soare și de la cine vreau eu, care sunt 100 de ori mai scumpe, dar nu este nicio diferență. Și nimeni nu vrea să dea niște ochi, niște bani în plus pentru produse pentru ochi sau pentru machiaj sau așa. Și uite, deci creioanele astea care sunt extraordinare, am crezut că m-am dat cu ăla verde, dar nu cred, sau forduri de ten. Vă recomand să încercați. Partea extraordinară care o găsesc absolut extraordinară este faptul că putem să creăm un business din asta. Asta e important. Are o conferință, este o conferință în Turcia. Eu am fost de curiozitate la conferința de aici din America. Măi, am văzut mii de femei, femei care la început pur și simplu nu aveau ce să pună pe masă. Aveau copii de crescut, soții le-au părăsit, femei disperate, care au început să câștige 1000 pe lună, 2000 pe lună, 3000 pe lună. Una era 140 de mii de dolari pe lună. Vorbești de miile alea în dolari. Deci eu femeile astea le-am văzut cu ochii mei și nu mi-a venit să cred. De ce? Ele și-au construit acest business, au promovat, că trebuie să promovez produsele astea, care face un lucru extraordinar. Promovez un brand care este accesibil la preț, care este extraordinar de bun. Îți poți lua tot ce vrei și ce nu vrei de la firma asta, de la produsele case, la parfumul, la cosmetice. Și în momentul în care tu intri în acest business al acestei firme, ai șansa să promovezi și să-ți aduci oameni și atunci îți vine un profit. Cu cât muncești mai mult, tu ajungi să câștigi bani. Eu m-am întâlnit cu o grămadă de românce care au fost în America, pentru care firma a plătit enorm de mulți bani. Hotelele cele mai scumpe, exact. Distracții pe vapoare, pe așa mai departe, conferințe. Așa o să fie și în Turcia, Carmen. Deci iată ce se face. Da. 15.000 de oameni vin cu susținerea firmei, ei au plătit zborul, cazarea pentru acești oameni și fiecare și femeie are o șansă reală. Mii de dolari, firma plătește totul pentru voi. M-am întâlnit aici cu atâtea românce care sunt parte din această firmă și am fost atât de plăcut, impresionată și fericită că aceste persoane câștigă bani așa cum câștigi și tu. Eu nu vin aici că mie mai trebuie să mai câștig. Eu vreau să cointeresez româncele care nu o duc bine, care au nevoie, dar care sunt și iubitoare să arate bine de produse cosmetice care altfel sunt foarte scumpe. Vreți să le luați întotdeauna bonusuri. Explică-le la fete câte bonusuri au existat. Da, imediat vreau să fac chestia asta. Deci luna asta este specială din următor considerent. Condițiile de... poți să cumperi la farmacie și un singur produs și deja ai reducere. 23% la make-up și parfumerie, 30% la skincare și asta. Deci cumperi din stat cu discount. Dar dacă tu plasezi o comandă minimă lunară de 150 de lei, în primele 4 luni de zile primești cadouri foarte valoroase. În prima lună primești un rimel și un ruj. În luna a doua există un parfum, Omnia. În luna a treia este... o cremă de pentru casă, e un produs pentru casă și o cremă de față și tot așa sunt mai multe produse care le primești lunar. Astăzi, de astăzi până în data de 19, la plasarea unei comenzi de 150 de lei, pe lângă cele două produse pe care le primești în prima lună, mai primești încă un produs surpriză. De asemenea, cu transportul este gratuit la 200 de lei, asta pentru cei care sunt din România. Acum, ce ține de exteriorul României, Spania se va deschide în decembrie. Deci dacă sunteți în Spania, să știți că veți putea și din Spania înscrie în România, veți putea să înscrieți și din România să înscrieți în Spania. O să vă las și un link prin care vă puteți înscrie, dacă sunteți din Spania, în echipa doamnei Carmen și în momentul în care se va putea face partea asta de înscrieri din Spania, să vă anunțăm direct
Și de ce ați face acest lucru? Pentru că făcând parte din echipa doamnei Carmen, aveți acces la zeci de tutoriale de make-up, cosmetică, skincare, business, network marketing. Vă învățăm și vă dăm și seminare de dezvoltare personală, să depășiți anumite obstacole din viața voastră, să prindeți motivație, să învățați cum să vă promovați, cum să promovați pe social media, pe internet produsele. Pentru că odată ce spui cu încredere că produsul ăsta îl folosești și îți place, l-ai testat, cu siguranță se vor găsi dintre prietenele tale, dintre persoanele care te urmăresc sau dacă vei dori să-ți faci o comunitate de femei interesate de beauty și să le ajut să afle despre acest business și despre produse, vei putea să faci chestia asta îndrumat ca să-ți fie mult mai ușor. Deci dacă faceți parte din echipa doamnei Carmen, aveți avantajele de a primi acces la zeci de seminarii de make-up, skincare și dezvoltare personală și luna septembrie, aici vreau să ajung, Carmen, fiecare persoană care înscrie, deci dacă te înscrii, cumperi produse de 150 de lei, testezi, vezi despre ce este vorba, îți faci o părere, primești acele 3 produse cadou gratis și după aia poți să povestești cunoștinților tale, prietenilor tale și pe social media cum au fost produsele pentru tine. Și dacă reușești în luna aceasta să înscrii 10 persoane care plasează comandă de 150 de lei, pe lângă bonusul pe care îl vei avea din volumul total de vânzări, comanda ta plus cele comenzile persoanelor respective, pentru fiecare persoană înscrisă vei primi 50 de lei. Deci cu 10 oameni înscriși ai garantat 50 de lei, 500 de lei bonus, plus undeva cam 400-500 de lei cel puțin din comision de vânzare. Și asta este doar începutul. Cum să promovezi? Pe social media, la grupul tău de cunoștințe, la serviciu, primești și ai și posibilitatea cu catalog fizic, cu catalog online. Opțiunile sunt nelimitate. Noi avem toate instrumentele prin care te instruim și te ajutăm să crești. Dacă tu îți dorești să faci și partea de business, primești un plan de marketing, ce trebuie să faci, cum să vorbești în fața camerei. Multe, multe, multe avantaje și în afară de faptul că faci business, te dezvolți foarte mult și intri în online, înveți să stăpânești online-ul care este viitorul. De asta vă spuneam că este o lună specială, pentru că toată lumea, deja la nivel de țară, folosește aceste produse din ce în ce mai mult, sunt din ce în ce mai apreciate, intră vedete în acest business, vedete și de la televiziune. Doamna Carmen Hara nu ar fi fost aici dacă produsele nu îi plăceau și dacă nu își dădea seama și de oportunitatea pe care vă livrează acest business. Eu, la rândul meu, am început să lucrez în farmacie testând produsele în calitate de trainer invitat. Mult timp am și magazinul meu de produse profesionale și mi-am dat seama că multe dintre produsele de la Farmed sunt la fel de calitative ca și alte produse profesionale de la branduri de top cu care eu lucrez. Și am decis să fac și businessul farmacie pe lângă businessul meu. Deci vă dați seama cât de ok sunt produsele și oportunitatea pe care o oferă acest business. O să vă las aici și formular pentru cei din Spania care își doresc să se înscrie și așteptăm din partea voastră întrebări specifice. Deci primul pas este să intri pe acest link pe care îl vedeți în descrierea acestui live, să vă faceți un cont. Dacă sunteți din afara României, folosiți datele de contact a unui membru al familiei și adresa de livrare a lui ca să puteți primi acolo comanda și testând produsele, începeți să le promovați. La comanda de 150 de lei veți primi automat ulterior de la noi mesaj cum puteți accesa acel grup de suport unde sunt atât de multe materiale și cursuri și tot ce ține de ajutor pentru voi să puteți să vă dezvoltați și să cunoașteți mai bine produsele, să învățați să prezentați produsele ok și să porniți acest business, să-l înțelegeți mai bine și pas cu pas, oricine își dorește să crească această afacere, poate să facă. Avem nevoie de deodorant, avem nevoie de un ruș, avem nevoie de un parfum, avem nevoie și de pețișoare aromate. Avem nevoie să facem cadou cuiva. De ce să ne ducem la supermarket și să dăm bani la mall sau undeva, când poate să ne vină coletul gratis acasă, dacă comanzi de 200 de lei, să poți alege niște produse din care și pe prețuri mult mai accesibile. Deci eu dacă mă duceam la unul din mall-urile mari din America și vreau să cumpăr ce am eu aici pe masă, mă costa $1000. Pentru că un parfum e 140 de lei, un fond de ten este 70 plus 100 ceva de lei. Deci toate astea sunt enorm de scumpe.
dacă le iei de la farmacii, au aceeași calitate. Pe cum vă spuneam, unele m-au surprins că sunt și mai bune. M-au niște mascara absolut senzaționale. Eu nu exagerez. Pentru că de asta m-a impresionat și am zis, dom'le, uite ce lucru extraordinar. Când am aflat că este și un aspect de business, primul lucru care m-am gândit să aduc, să cointeresez din nenumăratele mele prietene pe Facebook, care știu că le este greu, că se luptă, că încearcă să facă bani, că vremurile sunt tulburi, că nu e ușor, să intre în așa ceva și simplu promovând produsele astea care nu poți să greșești, pentru că lumea le cumpără, le vede că sunt bune și vrea să le cumpere din nou la prețurile astea extrem de accesibile. Că hai să le arătăm ceva prețuri. Fiecare nevoie de un rimel, de un parfum. Nu există, suntem femei, noi vrem să ne simțim bine, să arătăm bine. Eu înainte când mă scol, înainte de orice, trebuie să pun machiaj, trebuie să mă simt bine în pielea mea. Deci iată că am tot timpul nevoie. Și voi la fel, oricât de, cum să spun, cât de simplu ați vrea să trăiți, astea sunt lucruri elementare. Vă rog din suflet. Hai să le arătăm, Carmen. Deci ele se pot cumpăra pentru toți românii din diaspora. Eu am foarte mulți urmănători din diaspora. Dacă aveți pe cineva în țară, vă trebuie doar o adresă de România, ca așa să luați produsele la prețurile românești. Eu puteam să înscriu până în America, eu trăiesc în America de atâția mari de ani, dar eu am o locuință în România, să m-am înscris pe locuința mea din România și le primesc în România și asistentul meu le trimite în America. Dar oricare din voi care aveți pe mama sau o soră, un frate, o mătușă, pe cineva care vă furnizează o adresă, că aici este beneficiu a le lua la prețurile convenabile, la prețurile de România și să intrați în această, cum să spun, afacere, că este de fapt o afacere, este cel mai inteligent lucru și nu este greu deloc. Cum intrați? Ordonând niște produse, intrați prin linkul care eu vi l-am dat, eu v-am dat un link, uite, vă-l pun și acum să vă înscrieți în echipa mea. De ce în echipa mea? Eu vreau să vă promovez eu pe toți cei care sunt în echipa mea, lucrez cu ei direct. Sunteți în echipa mea, vă rog să-mi scrieți, vă rog să mă contactați, vă rog să mă sunați, vă rog să cereți ajutorul, că sunt aici să vă ajut. Eu vreau să vă ajut ca voi să vă lărgiți sfera de conexii, să aduceți oameni promovând produsele și să aveți un comision și un profit. V-am spus, sunt oameni care fac mii și mii de dolari lunar dacă își dezvoltă această afacere. E foarte ușor, se face pe internet, se face prin oamenii pe care îi cunoașteți, cointeresat prietenele cărora o să le placă produsele. Nu e nicio filozofie. Hai să le arătăm câteva prețuri. Mariana, nu ești în România, cum poți să cumpăr? La fel, intri pe link-ul care ți-l dau, deci te înscrii la mine, ții legătura cu mine și cu Emanuel, asistentul meu, și, cum să spun, și cu Oxana. Noi suntem împreună, lucrăm împreună și lucrăm cu toată lumea din farmacii, că sunt care au progresat enorm de mult în afacerea asta. Din câte știu eu, sunt la farmacii oameni care fac 10.000 de dolari lunar din firma asta. Da, da, așa deci este. Poate, 10.000 de dolari lunar. Deci, un om care vreau să le arăt niște prețuri. Poate ușor să facă lucrul ăsta. Că aveți suport. Aveți suportul, eu îmi ofer acest suport. Ofer să lucrez direct cu voi. Deci oriunde sunteți pe planeta asta, fiți în legătură cu mine și cu Emanuel și cu Oxana și noi vă ajutăm să faceți din asta o afacere. Eu o fac din iubire pentru voi, că știu că mulți dintre voi aveți probleme materiale, deci o sursă extra de venit care vine foarte ușor, nu-i de lepădat, iată că nu trebuie decât să vă înscrieți și să țineți legătura și aveți toată ghidarea cum să procedați, în ce fel să procedați, unde să cumpărați, cât să cumpărați. Toate informațiile astea, dacă nu le ați reținut, vi le dăm din nou. Carmen, vreau să le arăt câteva prețuri ca să se convingă și ele. Da, te rog. Stai un pic. Uh-huh. Imediat. Așa. Ok. Sunt la secțiunea
sunt pe site-ul farmacii, am intrat în contul meu și aici mă uit la produse și deschid dăruiește frumusețe. De exemplu, o campanie de reduceri care sunt acum. O cremă de față antiacneie este de la 38 de lei redusă la 26,60. Doctor Tuna ser antiacneie de la 50 de lei la 35 de ron. Hai să mai găsim acesta, de exemplu, uleiul ăsta. Efectiv, cu el rezolvi coșuri de pe față, orice probleme. Este un produs excepțional. Uite și cremele cu balsam, cu galbenele pe care le ai. Rujuri, da, la 17 lei. Serul ăsta de la Resurface este absolut demențial pentru femei de la 35 de ani în sus. Ser cu retinol, da? De la 120 de lei redus la 84. Uitați-vă, eu am aici un BB cream, dar aici aveți un CC cream cu 30 de lei. Farduri de ochi la 20 de lei. Gândiți-vă așa că un rimel la 24 de lei cu 150 de lei îți iei cel puțin 5, 6, 7 produse de make. Sunt grozave rimelurile astea. Îți spun, dacă le cauți în America, am plâncă de 10 ori mai scumpe și parcă nu sunt așa de bune. Dom'le, oamenii ăștia într-adevăr au făcut niște produse senzaționale, absolut senzaționale. De asta vă recomand, pentru că eu le-am încercat, altfel n-aș vorbi, nu mi-aș pune numele meu și reputația mea în joc dacă aș ști că promovez ceva în care nu cred. Eu le promovez pentru că cred în ele și pentru că văd că este posibil, dacă voi intrați în business-ul ăsta și în plus beneficiați de prețurile astea, cum spui tu, reduse, iată, reduceri la prețuri. Încercați oriunde, nu o să găsiți prețurile astea, dar produsele vă duceți, le luați din altă parte de 2-3 ori mai scumpe. De ce? Ia intrați voi în business-ul ăsta și în felul ăsta primiți cadouri, primiți extra reduceri și portița să promovați acest produs, în schimb aducându-vă, cine a făcut asta? Monica Tatoiu. Monica Tatoiu are bani pentru că a intrat într-una una din firmele astea din europene, unde tot așa, tot pe sistemul ăsta a lucrat și promovând și așa a ajuns director de firmă și a făcut milioane de dolari. N-o să credeți, da, de fapt se poate. Cum a făcut Anastasia Soare bani și a deschis o linie de cosmetică, a avut norocul, a cunoscut-o pe Oprah, a pus-o un gând bun la Sephora, a făcut un creion, un nu știu ce, pentru ochi, așa, și are un bilion de dolari. Iată, se poate, se poate. Ia încercați, că nu e femeie să nu-i placă să arate bine. Nu este femeie să nu folosească un make-up. Nu este femeie să nu vrea un parfum. Parfumul este extraordinar, vă spun, este foarte bun. Îl primiți cadou în luna a doua. Este primiți cadou. Deci, vreți un parfum cadou, care aici e 100 și ceva de dolari? Îl primiți cadou. De ce nu să nu intrați în astea, în așa ceva, dată fiind beneficiile pe care le aveți? Și mai vreau să vă mai spun... Victoria, e adevărat, sunt de calitate. Nicoleta a Saftei, îmi spui, te interesează. Iubirea mea, uite link-ul. Ia scrie-te tu acolo, pune-ți adresa, telefonul și ia începe tu, ia-ți tu ceva produse, ai să vezi, primești și cadouri că le-ai luat, ia-le la prețuri reduse și începi să te gândești la numărul tău de prieteni, să-i cointeresezi și în funcție de cât cumpără prietenii tăi, tu începi să ai profituri, începi să-ți intre banii în cont. Și când o să înceapă să-ți intre banii în cont, ai să simți foarte entuziasmată și foarte fericită că, uite, am găsit o sursă să generez bani fără să mă deranjez prea mult, poate chiar din confortul casei mele. Așa că vă rog frumos, sunt fete pe internet care aveți urmăritori, care aveți tot felul de oameni care vă plac. Ia promovați produsele astea, nu vă costă nimic și o să vedeți un impact extraordinar pozitiv asupra vieții voastre în general și asupra conturilor voastre bancare. E important. E important, da, să faci ce îți place, dar să se știm să buzunar. Da. Mai încă o chestie. Chiar pe site-ul farmaciei există o secțiune, scrie Începe Smart. Gândiți-vă că brandul investește și în educația voastră și vă oferă ghidaj pas cu pas cum să porniți. Începe smart. Începe cu o idee foarte bună și cu un start bun. Carmen, eu cred că le-am povestit multe lucruri fetelor. Eu sunt aici, repet, să vă susțin. Sunt make-up artist profesionist. Fac asta de 10 de ani. Din 2010 machiez. Și pot să vă spun că am testat branduri de top, așa cum spui și tu.
Și sunt convinsă că produsele de la pharmacy, folosite cum trebuie și chiar așa și de o femeie simplă, dau rezultate excepționale. Vă amintesc? O paletă de genul ăsta poți să o folosești și pentru ochi și pentru contouring și pentru tot. Rujurile sunt demențiale, rezistă impecabil. Dacă mănânci uleios, neuleios, da. Rimelurile sunt super faine. Adică ai de unde alege. Cam și toate aceste produse, astea, de exemplu, dacă le fac un calcul, sunt sub 100 de lei. Sunt sub 100 de lei, am 4 produse în mână, okay, cu care poți să te machiezi. În America și nu ieși din magazin fără 600-700 de dolari. Deci, iată, diferențele sunt uluitoare. Pentru că marketul e diferit. Același lucru costă de zeci de ori mai mult. Acum, inovatorii acestei firme locuiesc în America. De fapt, locuiesc în area mea, pe aici, pe undeva, departe de mine. Sunt doi oameni extraordinari. I-am cunoscut la această conferință, unde am cunoscut mii de femei de pe tot globul care au venit și toate erau entuziasmate de banii care ele îi fac. Și această firmă îți dă o poziție. Te face director, te face președinte, adică te simți extraordinar bine în pielea ta, adică te susține. Te susține să-ți faci din cosmetică un business. Cel mai frumos pentru o femeie, eu sunt pasionată de bijuterii, mă știți, de haine, de tot ce e frumos, de machiaj, de cosmetice, de parfumuri. Cărei femei nu-i plac? Vă rog să fiți și voi pasionate ca și mine. Cineva spune că m-a dezamăgit pentru că fac asta pentru bani. Nu, culme ironie că nu fac asta pentru bani. De fapt, eu am intrat în asta numai pentru că am zis că m-a convins cineva că sunt atâtea românce care ar avea nevoie de așa ceva. Și am spus, sunt românce care mă iubesc. Și doamna Anca, am crezut că în asta mă iubiți. Dacă mă iubiți, intrați în asta. Eu vitonez banii mei care îi fac, că n-am nevoie de ei. Eu o fac pentru că cred că voi puteți câștiga bani din chestia asta. Eu nu o Arma fac. Se schimbă vieți. Gândiți-vă că la conferința asta din Turcia au ajuns mii de femei simple, fără relații, da, fără vizibilitate, pentru că au muncit, au arătat produsele și și-au obținut o sursă de venit stabilă. Și știu că Carmen, exact cum ți-am spus, ea poate să-și cumpere și fond de ten și de 600 de euro. Deci îl cumpără pentru că e o calitate și place. Ceva de ani îmi cumpăr fonduri de ten care sunt extrem de scumpe și cremele cele mai scumpe. Dar când am văzut că este un produs care se poate cumpăra la un preț absolut incredibil, m-am gândit în primul rând că eu aș putea să nu mai țin legătura deloc cu România, să nu mai vreau să fac nimic, să nu mă mai intereseze. Eu am o viață foarte bună, iubitele mele. Nu am nevoie să fac asta pentru niciun ban. Eu o fac că vreau să prezint un lucru extraordinar de bun pentru toate româncele care mă urmăresc. Vă spun din mulțumim, Carmen, pentru asta. Și știm asta, eu chiar știu asta. Să cedez banii ăștia care îmi vin mie în cont la una din româncele care nu are bani. Cu mare drag facem asta și o dovedim că o facem. Deci cine se consideră că e o dezamăgire, îmi pare rău, doamna Ana Ciobanu, înseamnă că nu sunteți prietena mea și înseamnă că nu mă cunoașteți. Și chiar mă jigniți gratuit. Chiar mă jigniți, îmi pare rău. Dar o să vă demonstrez, o fac numai pentru că sunt atâtea femei care au nevoie de ajutor, care n-au business-uri, care sunt... Și am văzut asta la scară mondială. Și în America sunt femei care abia trăiesc de azi pe mâine. Ăsta e un fenomen general. Omenirea, în general, merge pe perioadă foarte dificilă din punct de vedere material. Aș vrea ca toată lumea să descurce cum am descurcat eu, vă doresc din tot sufletul. Și nu am nevoie să mai suplimentez neapărat material, dar am nevoie să cred că pot să ajut pe cineva, că pot să fac un om fericit, că pot să-i deschidă unui om un drum spre ceva. Asta e cea mai mare împlinire, Carmen. Asta e cea mai mare împlinire și îți mă bucur că faci acest pas. La fel, pentru același motiv fac și eu acest business și am o comunitate de aproape 1700 de femei cărora le oferim educație gratuită, oferim suport. Adică chestia asta este pentru a ajuta femeile să evolueze. Eu am început și eu cariera mea tot într-un business de network marketing acum zeci de ani, la vârsta de 17 ani, și dacă nu era acel business, nu cred că ajungeam să întrăiesc visul, să ajut atâtea oameni să ajungă în domeniul beauty, pentru că acolo am făcut primii mei bani ca și elevă. Și am simțit cât de important este să ai
banul tău, să te simți că aduci un rost pe lumea asta și efectiv, uh-huh. Îți mulțumesc, Carmen, că ai deschiderea asta. Fetelor, încercați, până uite, la urmă. Uite, Petruța Luca spune, consultant farmacie, este super încântată. Victoria spune, fiica ei este începătoare. Dragile mele, intrați în așa ceva dacă vreți să vă motivați, dacă vreți să învățați ceva. Dacă vreți să învățați, în primul rând, măcar să vă machiați sau să faceți diferența între produsele astea cosmetice. Eu mă machiez de când sunt copil. Pentru mine machiajul este un lucru esențial, pentru că sunt o persoană publică de la 10 ani. Mă știe vorba aia, atâta lume. Și nu mă fălesc cu asta, asta a fost destinul meu. Însă vreau să folosesc platforma asta, care eu de o viață mi-am construit-o, ca să vă arăt și vouă că se poate să faceți ceva altceva. Eu tot am făcut 1000 de lucruri. Adică n-am scris numai cărți sau nu mai am cântat sau am încercat diferite lucruri. Am făcut bijuterii, am avut colecția mea de bijuterii la televiziunea americană. Pentru că mi-a plăcut să încerc diferite lucruri. Experimentez viața. Am experimentat. Și ăsta este un experiment pentru mine care are un efect pozitiv de a introduce ideea la româncele care vor să facă ceva cu viața lor, care sunt îndrăgostite de artă, de frumusețe, de estetică, de prezența lor, care vor să-și îmbunătățească, care vor să învețe. Eu toate live-urile care fac, le fac din timpul meu ca să vă învăț ceva, să vă aduc ceva care încă nu știți, care n-ați înțeles. Dacă considerați că eu o fac de asta din interes, chiar mă simt foarte, foarte jignită, fără motiv. Eu o fac de drag și o să vă dovedesc că dacă în contul meu sunt bani care sunt caientele farmacii, o să le donăm la oamenii care nu au bani și care au nevoie de ajutor. Dar vreau din tot sufletul să încercați pentru voi. Vă invit în echipa mea. De ce? Pentru că dacă intrați în echipa mea, aveți acest suport. O aveți pe Oxana, îl aveți pe Manuel, mă aveți pe mine, mă ofer să vă ghidez din timpul meu, fără niciun interes, decât să vă văd că progresați. Pentru mine cea mai mare bucurie este când cineva îmi scrie: doamna Hara, m-ați ajutat să mă vindec, doamna Hara, mi-a schimbat gândirea, doamna Hara, am învățat de la dumneavoastră lucruri la care nu m-am gândit niciodată. Deci, iată, asta este menirea mea. Eu vreau să mă împlinesc menirea. Și dacă farmacia e o modalitate să vă aducă un suport material, o fac și pe asta. Eu văd șansa, am văzut-o aici în America, la conferințe, și am fost uite și am zis să am să încerc să le conving pe românce să facă așa ceva. Carmen, o să facem în felul următor, o propunere, dacă ești de acord. Da. La conferința globală Pharmacy, de pe tot stadionul ăla, o să intrăm, însă intru live cu tine, într-o seară, că dacă o să poți atunci, să vadă fetele tale ce minunat este, ce atmosferă este, da. Că vin 15.000 de oameni din întreaga lume să participe la conferința. Știu atmosfera, că am fost acolo, Oxana. Să vadă și ele. Am pus live-uri, am arătat, este spectaculos. Vin femei îmbrăcate, rochi de seară, ca niște vedete de Hollywood, toate machiate, aranjate. Îți dă o stare de bine, o stare de bucurie. Nu te mai gândești la câte rele sunt în lumea asta, nu te mai gândești la necazurile tale. Te gândești la triumful tău, la prezența ta, la faptul că ai reușit ceva. În viață trebuie să fii motivat, nu trebuie să stai acasă, să fii demoralizat, să fii deprimat, să te îmbolnăvești de tot felul de boli psihice. Activitatea ne ține. Toată lumea mă întreabă, dar dumneavoastră la vârsta dumneavoastră, de ce dansați pe TikTok? De ce? Pentru că mă ține, pentru că îmi face plăcere, că mă motivează, mă ține tânără. Acțiunile astea sunt foarte benefice pentru psihic. Încercați! Încercați, vă rog, din suflet. Cel mai bune produse de make-up și produse și multe altele, îmi spune Petruța. Da! Petruța, ai dreptate, eu l-am testat. Eu nu pot să vin să vă spun o minciună aici, că nu e corect. Îmi fac o karmă negativă. Eu vin aici ca să încerc să fac ceva bun. Și din nou, nu o fac pentru profitul meu, ci o fac pentru profitul vostru. Și o să vă dovedesc lucrul ăsta. Mai e o chestie, Carmen. În business-ul ăsta câștigă toată lumea. Dacă tu câștigi, asta se întâmplă doar pentru că în echipa ta există oameni care câștigă. Și uneori poate mai mult ca tine. Asta este da, frumusețea exact. Business-ului acesta. Deci nu trebuie, voi care intrați și aveți oameni care vă urmăresc și oameni care cumpără produse, voi puteți să câștigați
se câștigă nelimitat la chestia asta, vreau să înțelegeți. Deci voi când ați intrat, vă deschideți o poartă spre câștig, spre o satisfacție în multe feluri, spirituală, emoțională, socială, cum vreți să o numiți, vă conectați. Cum se spun, vă dați voi dreptul să existați, să realizați ceva. Nu e nimic mai important decât să poți să realizezi ceva. Eu vă invit să vă dezvoltați, cum să spun, gândirea în sensul ăsta și să porniți să faceți un business. Poate v-a fost frică în viață să faceți un business. De ăsta n-are cum să vă fie frică. Gândiți-vă zero investiții, Carmen, în sensul... La Anastasia Soare, femei care prin brandul de cosmetică au deschis uși uriașe pentru ele și au făcut profituri extraordinare și iată că se poate. Asta poate să fie o sursă de inspirație într-o zi să vă faceți brandul vostru și să vă gândiți, domnule, eu învăț, ăsta e o perioadă de training, o să vină ziua când eu am să fac linia mea de cosmetice. De ce nu? De ce foarte nu? Bine, dar punctat. Totul se învață, învățați ceva prin parte din acest business. Și o singură completare aș mai avea. În orice business trebuie să faci investiții mari ca să-l deschizi. Adică Anastasia a trebuit să investească mult în a deschide acel brand. Pe când aici ai nevoie să-ți faci doar cu o comandă de produse și nici nu trebuie neapărat lunar, dacă, nu știu, să zicem luna asta n-ai posibilitatea, e ok. Vei investi data viitoare în niște produse pe care oricum ai nevoie, gel de duș, soluție de curățat casa, un demachiant, un ruș, da? Și este vorba de poți să comanzi și un singur produs și cu ăla să faci promovare. Deci nu ai nevoie de investiții majore. Firma se ocupă de livrare, firma se ocupă de transport, tot este în seama firmei. Tu trebuie doar să promovezi produsele în care crezi, le-ai testat pe pielea ta și ți se par potrivite și să spui despre ele. Și crescându-ți în timp echipă de oameni care se înscriu la recomandarea ta, practic ești plătit de firmă pentru că recomanzi niște produse. Tu când te duci la coafor și îți faci coafura și zici la o prietenă despre faptul că uite ce mișto mi-a făcut părul, aia se duce la hairstylist. Na, nu te plătește nimeni. Ori aici brandul te plătește lună de lună pentru fiecare persoană care a intrat în echipa ta și rămâne acolo. Iar noi vrem să te ajutăm să crești pentru că este un business de tip win-win. Și tu câștigi și noi câștigăm că te avem în echipa noastră, creștem împreună, altfel nu se poate. Este un business în care creștem ca oameni, toți. Și îți mulțumesc, Carmen, că în această seară m-ai invitat alături de tine să fac parte din explicațiile tale și din șansa pe care le oferi femeilor ce te urmăresc. Și este un lucru foarte mare ca tu, care ai casa atât de frumoasă cu vedere la ocean și, exact cum ai spus tu, nu ai nevoie de câștiguri adiționale, să faci acest lucru pentru altcineva, pentru că așa este. Avem toți o misiune pe acest pământ, să facem lumea mai frumoasă și să curmăm suferința. Și dacă măcar o femeie din cele care te ascultă va intra în program, Valentina Maria Ciobanu spune, produsele faci sunt extraordinare de calitate, eu le-am testat și mă bucur că sunt în grupa lui Carmen Hara, pentru că vreau să învăț. Îți mulțumesc de suflet, Valentina, că mi-ai dat acest mesaj din inimă, îți mulțumesc, pentru că tu validezi intenția mea. Intenția mea este, iubitele mele dragi, care mă ascultați, că știu că toate live-urile mele au sute de mii de share și înseamnă că ce vă spun eu rezonează, de asta fac ce fac, pentru că toate live-urile mele nu sunt plătite de nimeni, le fac din timpul meu și le fac pentru români. Când aș putea să fac poate doar pentru american, dar nu, eu vreau ca românul vreau să fiu în legătură cu România. Puteam să intru în farmacie din America, dar nu, am căutat să intru aici, tocmai pentru că știu că aici e mai mare nevoie la româncele mele de un suport material, de o motivație, de o dorință de evoluție, pentru că tot ce creăm noi, prin creațiile noastre evoluăm. Așa că este la alegerea asta să credeți ce vreți, dar eu vă rog să intrați în grupa mea, pentru că în felul ăsta sunteți în legătură cu mine, sunteți în legătură cu Oxana și o să vedeți că o să aveți enorm de multe satisfacții în timp. Carmen, îți mulțumesc pentru acest live. Eu apreciez foarte mult timpul tău și mă găsiți pe Instagram sau pe Facebook Oxana Novakovic. O să vă las un comentariu la live-ul lui Carmen ca să mă puteți identifica dacă aveți mai multe întrebări. Să-mi scrieți și mie, pentru că o să vă ofer
detaliat pașii, ce trebuie să faceți ca să înțelegeți acest business, toate materialele și haideți să pornim la drum încet și sigur. Dacă eu ca make-up artist care mi-am creat o reputație în acest domeniu, alături de Carmen, vă spunem că produsele vă pot duce către rezultate financiare în timp și către pur și simplu calitate în viața voastră la prețuri rezonabile, mai ales acum când este o perioadă dificilă din punct de vedere financiar pentru toată lumea și cresc prețurile la toate lucrurile. Pharma se menține prețurile la nivelul care sunt și vă dă șansa cât mai mulți oameni se vor orienta către aceste produse. Întrebarea este în felul următor. Peste 2-3 ani, aproape fiecare vecină de a ta va fi în farmacie. Întrebarea este, vrei să fie în echipa ta, sub tine și să te ajute și pe tine financiar sau nu? Deci, decizia va aparține. Oamenii vor intra în farmacie pentru că e un brand de calitate. Important să fii printre primii ca să poți fructifica această oportunitate. Te-am pupat, Carmen, vă pup, fetelor, vă mulțumesc. Să aveți o seară minunată tuturor. Vă iubesc și v-am trimis. Ești minunată, Carmen. Le mai trimitem link-urile cum puteți să etați în echipa noastră. Eu vă așteptăm în speranța că înțelegeți adevărata menire și că vreți într-adevăr să faceți ceva bun pentru voi, pentru viața noastră, pentru evoluția voastră și pentru buzunarul vostru. De ce nu? Păi de acolo ne putem oferi și alte șanse și oportunități. Exact. Te pup! Ciao! Seară frumoasă tuturor! Te iubesc, Victoria, Petruța, Ana Mantea și toate fetele mele frumoase, vă iubesc. Ne vedem curând, am să intru cu un live să vă spun mai multe despre cele patru mecanisme de vindecare pe care organismul are, de care sunt sigură că nu știți, ci știți doar de sistemul imunitar. Este un lucru care vreau să vă învăț și o să-l fac cu mare iubire și de asta vă și aștept la conferință. Și de asta fac aceste conferințe, pentru că învățăm și totul este în viață să progresăm. Și că din dorințele, din suferințele noastre creăm miraculul vieții. Vă pup, sunt Carmen Hara și am să revin curând cu un live despre tematica pe care v-am spus. Te pup, Ana Motrea, Ramona, Ana Ciobanu, chiar dacă ai părere proastă, ești puțin să ți-o continui cum simți tu în inima ta că e bine pentru tine. Aici unde puteți înscrie, Ionela, Radu, te iubesc, Mărioara, Stancu, Victoria, Viorica, Daniela, Angel, Maria Ardelean și toate prietenele mele, vă iubesc, Doamne ajută, vă doresc tot binele din lume, vă pup!